Comuna suceveană Poiana Stampei va găzdui anul viitor două competiții atletice importante. Prima este finala campionatului național de cross pentru copii și juniori sub 16 ani și sub 18 ani, care se va desfășura pe 21 octombrie. O săptămână mai târziu, tot la Poiana Stampei va avea loc finala campionatului național de cross pentru juniori sub 20 de ani, tineret și seniori. Iată ce a declarat antrenorul dornean Cristian Prâsneac despre aceste evenimente. În urma unei analize detaliate pe partea logistică pentru desfășurarea campionatului național de cross la toate categoriile, localitatea Poiana Stampei va fi în centrul atletismului în toamna anului viitor. Chiar dacă pentru organizarea acestor competiții au fost solicitări de la încă 3 organizatori din România, unul de la Botoșani și 2 de la Timișoara, s-a decis ca întrecerea să se desfășoare în Bucovina, pentru că îndeplinește standardele cele mai apropiate ca și traseu de competiție cu cele de la campionatele europene. Țin să mulțumesc domnului primar al comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea, Asociației Județene de Atletism Suceava și colegilor care au dat votul de încredere în Consiliul Federal, a transmis antrenorul Cristian Prâsneac, care este și membru în Consiliul Federal al Federației Române de Atletism.